Pentru a îmbunătăți aspectul stațiunilor din sudul litoralului, un grup de studenți a inspectat la sfârșitul anului trecut toate stațiunile și a identificat o serie de soluții în vederea relansării obiectivelor turistice din zona Mangaliei. Astfel, grupul de lucru din Mangalia a creat un circuit istoric, cultural și turistic, care ar permite tuturor locuitorilor și turiștilor să descopere arta, istoria și frumusețea orașului. Conceptul inițial nu mai este vizibil în momentul de față, deoarece au apărut o serie de elemente parazitare care împiedică, de fapt, perceperea și buna funcționare a acestora. Nu avem cum să renunțăm în totalitate la ceea ce ce a apărut pe parcurs, dar ce putem să facem este să intervenim în cât mai multe locuri, astfel încât să restabilim o coerență și o identitate a acestora. Conform strategiei de intervenție, în stațiunea Venus vor fi amenajate trasee pietonale atât în interiorul stațiunii, cât și în zona de acces a plajei și va fi creată o piațetă în zona de bazar. Tot în Venus va fi amenajat un scoar de distribuție a circulației, vor fi montate indicatoare turistice, iar vegetația va fi pusă în valoare. Parteneriatul dintre primărie și tinerii arhitecți va avea o mulțime de beneficii, după cum afirmă reprezentanții primăriei. După cum ați văzut și prezentările lor, sunt foarte multe elemente de îmbunătățit. Noi, ca și Direcție de Urbanism, lucrăm pentru a asigura un climat de dezvoltare. Lucrăm la plan urbanistic general, care va include astfel de elemente, lucrăm la strategii zonale, care tot așa vor include astfel de elemente, deci ne putem baza și pe sprijinul lor, dar pe de altă parte noi personal trebuie să dezvoltăm strategii care să ducă la rezultate din astea pozitive. În toate cele 6 stațiuni turistice din zona Mangaliei vor fi eliminate elementele care poluează vizual și vor fi create noi structuri peisagistice. Edilul Mangaliei este de părere că odată implementat și susținut proiectul, peste câțiva ani vom avea un litoral mult mai atractiv. Ceea ce au prezentat este o prezentare succintă, pentru că lucrurile sunt mult mai elaborate, sunt foarte multe intervenții de făcut în această zonă, pentru că vorbim de 6 stațiuni plus Mangalia, 7 de interes național. În aceste zone nu s-a intervenit nici de către guvern foarte mult, dar nici către administrația locală. Lucrurile au fost făcute, dacă mi-ți este nimeni, după ureche. Acum lucrăm cu profesioniști și oricine ar veni după noi la primărie sau în consiliul local trebuie să însușească acest proiect și să-l continue. În urma reamenajării propuse în stațiuni, acestea vor deveni un spațiu coerent ce oferă un sistem de spații publice în care turiștii vor avea mai multe zone pentru recreere.